Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției. Stația de distribuție a gazelor naturale de la Valea Mare Pravăț a fost finalizată. Cea mai mare amendă din istoria Argeșului a încasat-o în Câmpul Ungean. AFC Câmpul Muștel a anunțat perfectarea mai multor transferuri. A fost finalizată stația de gaze naturale sau SRM-ul, așa cum este cunoscută în fișa tehnică, în localitatea Valea Mare Pravăț. Urmează montarea containerului cu toată aparatura necesară și racordarea acesteia la conducta națională de transport a gazelor. S-a făcut primul pas în introducerea rețelei de gaze la Valea Mare Pravăț. A fost terminată împrejmuirea și baza unde va fi montat în curând un container cu aparatură modernă pentru distribuirea gazelor în rețea. Este vorba despre așa zisul SRM, creierul viitoarei rețele de gaze în localitate. Finalizat prima etapă în vederea realizării rețelei de gaze în Valea Mare Pravăț și, după cum vedeți, s-a finalizat o parte, urmează să se racordeze la curent și să facem racordul la magistrală, care este la 10 metri în partea stângă a stației. De fapt, ce înseamnă această stație? Este stația SRM-ul, este stația care pompează, care va pompa gaze în toată comuna Valea Mare Pravăț, pe o lungime de aproape 34 de kilometri. De aici vor porni rețelele de gaze. Exact, de aici vor porni rețelele. Și după cum se vede, fiindcă se tot discuta că primăria nu vrea să bage gaze, chiar vă rog să filmați, să vedeți că autorizația de construire a fost dată în 14 septembrie 2022, deci aproape un an și jumătate. A spus că aceasta este prima etapă, urmează etapa a doua? Urmează racordul și rețeaua să lege la rețeaua electrică. Când vor începe lucrările pentru rețeaua în localitate? Mai avem de luat un aviz de la drumuri naționale, fiind în litigiu 3 ani de zile, fiind acum din nou în contestație, acolo ne-a ținut și pe noi în loc. Aici unde suntem noi, chiar pe această platformă, va fi montat modulul, care în momentul ăsta, în proporție de 80%, este finalizat la Mediaș. Vine, se montează aici și practic va fi creierul întregii rețele. Întregii rețele, care va fi coordonată de unde? Care va fi coordonată de la Mediaș, că de acolo este de la Transgaz. Electronic. Este o stație de ultimă generație, nu avem nevoie de... E automatizată. Nu avem nevoie de intervenții, știu eu, să oprim, să o pornim cu oamenii care să lucreze permanent. Totul este computerizat de ultimă generație, anul 2024. Cât v-a costat întreaga lucrare? În euro, 512.000 de euro. Și de unde ați obținut banii? Finanțarea va fi făcută de către Transgaz, conform legilor în vigoare. În această primăvară vor demara lucrările la introducerea rețelei de gaze în localitate. O parte din bani sunt deja alocați în bugetul local, iar o altă parte vor veni în urma unui proiect pe fonduri guvernamentale, care a trecut de faza de aprobare. Un câmp lungean care a ars gunoiul din gospodărie pe malul râului Târgului a primit o amendă record. Jandarmii l-au surprins în timpul faptei și i-au aplicat o amendă de 30.000 de lei. 30.000 de lei este amenda record primită de un bărbat în vârstă de 50 de ani din Câmpul Lung pentru incendierea unor gunoaie. Omul a fost surprins de jandarmii care patrulau în zonă. Aceștia au observat norul de fum ieșind dintr-o curte și l-au găsit pe localnic arzând gunoaie, cauciucuri, saltele, plastic, cartoane și resturi vegetale. Luat la întrebări, omul le-a spus jandarmilor că nu știa că nu are voie să ardă deșeuri. El nu a scăpat însă de amenda pentru poluare, cea mai mare dată până acum unei persoane fizice în Argeș. Incendiu puternic în municipiul Curtea de Argeș, clădirea unui servis auto a ars integral cu tot ceea ce se afla în interior, inclusiv cu două autoturisme pe care proprietarii le lăsaseră la reparat. Un bărbat a ajuns la spital. Incendiu puternic la un servis din Curtea de Argeș.
Un bărbat care locuiește lângă servisul auto a dat alarma când a văzut flăcările, iar la locul incidentului au fost trimise numai puțin de 5 autospeciale de la pompieri. Și cei care locuiesc în apropiere au dat o mână de ajutor, panicați că focul s-ar putea extinde și la locuințele lor. Un bărbat care a încercat să intervină s-a lovit și are arsuri minore. A fost dus la spital. După mai bine de 2 ore, pompierii au limitat dezastrul și au stins focul. Au ars mai multe echipamente care se aflau în interior, dar și 2 autoturisme pe care proprietarii le lăsaseră la reparat. Pompierii au intervenit cu 5 echipaje de stingere, un echipaj CBRN alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, în municipiul Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la un servis auto. Forțele sosite la locul intervenției au constatat că flăcările se manifestau generalizat la hala în care se afla servisul, având o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați. Incendiul prezenta pericol de propagare la o a doua hală și la o locuință din apropiere, însă intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să nu se propage la cele 2 construcții. În urma evenimentului au mai ars echipamente și aparatură din interior, 2 autoturisme aflate pe standurile de reparații și lichide combustibile. Echipajul medical susținut la locul intervenției a monitorizat și transportat la spital o persoană de sex masculin care a suferit un traumatism la membrul inferior. În urma anchetei preliminare, pompierii au concluzionat că focul a pornit de la un echipament care a fost lăsat în priză peste noapte. Pledoarie pentru cultura română la Pitești. Elevii școlii militare din localitate au fost invitați la o prezentare a vieții și activității lui Alexandru Davila, prietenul lui Caragiale, a cărui operă este actuală și astăzi, la peste 100 de ani de la prima reprezentație, totul cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la nașterea dramaturgului. Dramaturgul Alexandru Davila a fost omagiat la Pitești. Acesta n-a scris mult, dar cartea Vlai cu vodă rămâne o capodoperă de referință în literatura română. Alexandru Davila s-a născut la Conacul Goleștilor, astăzi un reputat muzeu. Este unul dintre personajele cele mai importante ale culturii noastre, om de teatru, dramaturg, autorul dramei Vlai cu vodă, care a fost montată de-a lungul timpului și la Teatrul Alexandru Davila, care poartă numele în prezent. La fel de actual ca și Caragiale, cu care de altfel a fost prieten? Putem spune și acest lucru. Buni prieteni, buni amici, cei care au lăsat moștenire teatrului românesc, capodopere însemnate minunate. Această manifestare a avut loc chiar la teatrul care îi poartă numele dramaturgului. Exact în ziua în care am împlinit 40 de ani, pe scena Teatrului Național din București avea loc premiera piesei Vlai cu vodă. Este punctul culminant, dacă vreți, al carierei lui, al creației lui artistice, pentru că el a avut și o carieră de director al Teatrului Național, pe care o să vă detalieze colega mea. Îi avem aici în poze pe cei 2 fii, rezultați din acel mariaj scurt. Capul, Davina, îl vedeți aici în ținuta oficială de ambasador, pentru că el a fost ambasadorul nostru în Polonia și în Statele Unite. A murit în Statele Unite în 1967 și cel de-al doilea frate, Tudor sau Dorel Davila, care a fost ofițer de meserie, a luptat în războaiele balcanice, în al doilea război balcanic, a luptat pe front în primul război mondial, a fost câteodată indisciplinat, dar de cele mai multe ori extraordinar de curajos pe câmpul de luptă. Ca ofițer s-a făcut remarcat și din nefericire este unul din ofițerii români care au murit în atentatul de la Odessa în timpul celui de-al doilea război. Elevii școlii militare din Pitești au participat cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la nașterea lui Alexandru Davila la o prezentare a dramaturgului și operei sale. O dovadă a aprecierii operei Vlai cu vodă este și faptul că piesa a fost pusă în scenă de nenumărate ori la cele mai importante teatre din România,
iar televiziunea română a făcut film după scrierea lui Alexandru Davila. Timp de o săptămână, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție dedicată marelui dramaturg Ilie Caragiale. Cărțile, în mare parte, cuprind tipologia unei lumi, în care interesul, corupția, mitocânia și impostura se găsesc pe toate palierele societății. Un Farfuridi, Brânzovenescu, Casavencu, ori Trahanache sunt prezenți în viața politică și administrativă a vremurilor noastre. La împlinirea a 172 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ilie Caragiale, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung prezintă publicului mușcelean o expoziție tematică. Opera ziaristului, prozatorului și dramaturgului născut în satul Haimanale este prezentată printr-o serie de volume editate de-a lungul timpului, dar și prin albume de fotografii și cărți care vorbesc despre viața și activitatea literară și jurnalistică a acestei mari personalități a culturii române. La împlinirea 172 de ani de la nașterea dramaturgului român Ion Luca Caragiale, Biblioteca Municipală Câmpul Lung a organizat o expoziție de publicații. Întâi câteva informații referitoare la scriitorul român. S-a născut pe 13 februarie 1852 în localitatea Haimanale din județul Prahova. A rămas cunoscut în literatura română ca un mare pamfletar, novelist, dramaturg, dar și scriitor. După ce urmează clasele primare la școala domnească de la Ploiești și apoi la gimnaziul Petru și Pavel din aceeași localitate, se va angaja din 1871 ca sufleur și copist la Teatrul Național din București. Aici îl va cunoaște pe marele Mihai Eminescu. Începe o serie de colaborări la Ghimpele între 1873 și 1875 cu încercări de versuri și proză. Activează o perioadă ca și profesor de istorie, va fi numit revizor școlar în județele Argeș și Vâlcea. Și în perioada activității sale ca revizor școlar, în timp ce locuia la Pitești, a conceput și piesa de teatru O scrisoare pierdută, a cărei premieră a avut loc pe 25 noiembrie 1885 la Teatrul Național din București. În 1901, după ce este acuzat că a fi plagiat piesa Năpasta după o creație a unui scriitor maghiar, acționează în instanță autorul pe care l-acuzase și își dovedește nevinovăția avându-l ca avocat pe Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Iar după ce primește o moștenire din partea mătușei sale, Caterina Cardini, se va muta împreună cu întreaga familie la Berlin în 1904. Referitor la activitatea sa culturală, se remarcă prin articolele publicate în Telegraful, cu colaborările la Gimpul, în perioada în care semnează ca un sub un pseudonim. Își redactează pe cheltuiala sa proprie chiar 6 numere din periodicul de umor Claponul, în 1877, în perioada mai-iunie, iar la declanșarea războiului de independență în 1877 este numit conducător la periodicul Națiunea Română. Colaborează la o serie de periodice importante ale vremii, precum România Liberă sau Timpul, și în 1880 publică cunoscuta comedie Conul Leonida față cu reacțiunea în periodicul Convorbiri Literare. După ce participă la ședințele întâlnirii, ședințele Societății Literare Junimea la îndemnul lui Titu Maiorescu, va prezenta piesa O noapte furtunoasă în cadrul acestor întâlniri. Activează și ca revizor școlar în continuare la Suceava și la Neamț. Iar pe 13 noiembrie 1883 are loc marea premieră a piesei de teatru O scrisoare pierdută, care se va bucura de un mare succes. După această perioadă va publica o serie de articole literare, dar și politice, în diverse periodice. Publică articole la moartea lui Mihai Eminescu sau la moartea lui Alexandru Odobescu. În aprilie 1912 este premiat la Teatrul Național din București pentru piesa Dale Carnavalului și pentru piesele O noapte furtunoasă și Năpasta. Opera sa literară rămâne apreciată de mari critici literari ai vremii, Titu Maiorescu, George Călinescu, și cunoscutele volume Momente, schițe și amintiri sunt publicate în anul 1908, Caragiale rămânând unul dintre cei mai mari dramaturgi români din literatura noastră. Personajele lui Ion Luca Caragiale le întâlnim și în zilele noastre, atât în viața politică, cât și în cea cotidiană, la toate nivelurile sociale. Cei care doresc să afle mai multe despre viața, opera și personalitatea scriitorului român pot veni la Biblioteca Municipală, unde bibliotecarii vor oferi informații și răspunsuri la întrebări. Concursul de lectură desfășurat de Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung, Copiii citesc să-i ascultăm, a ajuns la cea de-a treia ediție. Până pe data de 19 februarie, elevii din clasele 1-8 se pot înscrie online.
prin trimiterea unui filmuleț pe adresa bibliotecii, în care vor prezenta, în doar 2 minute, o carte care le-a plăcut în mod deosebit. În urma aprecierilor din mediul online, va fi desemnat câștigătorul. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung desfășoară cea de-a 3-a ediție a concursului de lectură Copiii citesc, să-i ascultăm. Elevii din clasele 1-8 pot trimite până pe data de 19 februarie înregistrări video cu prezentarea creațiilor preferate. Acestea nu trebuie să depășească 2 minute, iar filmulețele vor fi postate pe Facebook-ul bibliotecii, iar publicul va decide prin like-uri care sunt cele mai reușite prezentări. Lucrările realizate de către copii vor fi trimise pe adresa bibliotecii, bibliotecabarbu@yahoo.com. Premiera va avea loc la sfârșitul lunii februarie. Pentru că se apropie Ziua Națională a Lecturii, Biblioteca Municipală Câmpulung vă invită să participați la concursul de lectură Copiii citesc, să-i ascultăm. Așa că dacă ai o carte preferată, prezintă-ne-o în 2 minute într-o înregistrare video. Pentru cei care doresc să participe la acest concurs, pot trimite registrările video în care își prezintă cartea preferată pe adresa de e-mail a bibliotecii, și anume bibliotecabarbu@yahoo.com, până în data de 19 februarie. Concursul este adresat copiilor din clasele 1-8, iar expunerile care vor primi cele mai multe aprecieri vor fi recompensate cu premiul publicului, va fi acordat și premiul juriului, dar și un premiu surpriză oferit de către atelierul cu pisici și Cleodart pentru cel mai creativ video. Vă așteptăm să vă înscrieți! Scopul concursului este de a încuraja elevii să citească și să petreacă cât mai mult timp în compania lecturii. Organizatorii vor acorda premii tuturor participanților. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul Antonești din Comuna Corbeni. Arhiepiscopul le-a vorbit credincioșilor despre sănătate, primită ca dar de la Dumnezeu. În duminica 16-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul Antonești din Comuna Corbeni. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit, arhiepiscopul a vorbit despre darul sănătății primit de la Dumnezeu, o adevărată binecuvântare pentru om, dar și o responsabilitate. Fiecare om primește de la Dumnezeu daruri nesfârșite. Aceste daruri care le primim noi de la Dumnezeu trebuie să le păstrăm ca ochii din cap, începând cu darul vieții și legat imediat darul sănătății. Că aceasta este obligația absolută și responsabilitatea față de iubirea care ne arată Dumnezeu, dar și responsabilitatea față de familie, pentru că în familie, dacă părinții, dacă pruncii nu sunt cuminți să fie sănătoși, dacă părinții nu sunt ascultați și nu sunt încurajați să fie și ei bucuroși, să fie sănătoși, este o stare de nemulțumire și de supărare și este o stare care duce la bol de acestea sufletește adânci, de nu ne mai dăm de capăt. Mănăstirea cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Comuna Corbeni a fost construită pe un teren donat în anul 1943. Lucrările au rămas nefinalizate, biserica fiind folosită mult timp ca staul pentru oile localnicilor. După anul 1989, la inițiativa înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic, au început lucrările de reconstruire, care au fost terminate în anul 2004, mănăstirea fiind sfințită în data de 24 iunie, în ziua de cinstire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Lângă biserică s-a ridicat în perioada 2000-2004 un corp de chilii, la baza căruia s-a amenajat paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov.
În ultimele zile, echipa de Liga 3 a FC Câmpulung Muștel a anunțat perfectarea mai multor transferuri, jucători care au evoluat de-a lungul carierei la eșaloanele superioare ale fotbalului românesc. O parte dintre cei nou veniți au fost folosiți de antrenorul Mircea Diaconescu în partida de la Dragoslavele cu Olimpic Zărnești. În această pauză competițională, formația de Liga a 3-a AFC Câmpulung Muscel s-a întărit serios în perspectiva atacării promovării în eșalonul secund. Pe lângă cei prezentați deja în săptămânile precedente, amintindu-i aici pe Popovici, Stănici, Lumier, Alima, Diop sau Longer, în ultimele zile, clubul muscelean a anunțat pe pagina sa de socializare perfectarea a încă 5 transferuri, toți jucători cu cărți de vizită interesante. Mijlocașul Ștefan Florin Coman vine de la vicecampioana FCSB, club la care s-a format. Portarul Dănuț Constantin Mihăescu a venit la Câmpulung din postura de jucător liber de contract. Ultima oară a evoluat pentru Metalul Buzău. Mihăescu a făcut junioratul până la 14 ani la FC Argeș, apoi încă 3 ani la Sporting Pitești. În cariera sa, acesta a evoluat la FC Voluntar 2, CSA Fumați, Unirea Bascov sau Foresta Suceava. Fundașul Alexandru Vlad Serafim a venit de la FC Dinamo București. A fost junior la FC Dinamo și FCSB, fiind convocat în lotul echipelor mari ale ambelor formații. Fundașul Ionuț Mihăescu a venit de la Unirea Bascov. Acesta a făcut junioratul la FC Argeș, unde a rămas până la vârsta de 22 de ani, jucând la Liga 2 pentru alb-violeți. În cariera sa, acesta a mai evoluat la Foresta Suceava, CSA Fumați și Metalul Buzău. Cel mai nou transfer anunțat de mușceleni este Vlad Gâsă, ultima oară la CSC Dumbrăvița. Fundașul a adunat în prima parte a campionatului 14 prezențe în tricoul echipei de Liga a doua, CSC Dumbrăvița, în 13 dintre ele fiind integralist. În tricoul naționalei, Vlad a evoluat pentru Under 17, Under 18 și Under 19. În cariera sa, acesta a mai evoluat la FC Dinamo Under 19, FC Voluntari Under 19, Chindia Târgoviște, FC Voluntari AFC Turis Turnu Măgurele, Farul Constanța și Astra Giurgiu. Formația de Liga a 3-a a început seria de jocuri amicale din această perioadă de pregătire, cu jocuri în compania unor adversari ceva mai modești, pentru ca, pe măsură ce se apropie reluarea campionatului, să joace cu echipe mult mai tari. Sâmbătă, mușcelenii au jucat atât în compania celor de la CSA Steaua Under 19, cât și a celor de la Chindia Târgoviște Under 19. În acest weekend, echipele de seniori și Under 19 de la Aro Muscelul Câmpulung au disputat două partide de pregătire. Primii care au intrat în scenă au fost elevii antrenorului Ovidiu Tică de la Under 19, care au dispus de echipa similară a CSA Steaua București. Partida s-a disputat în complexul sportiv Steaua și a fost la discreția echipei muscelene, care s-a impus cu scorul de 3-1 prin reușitele lui Darius Șerban, Darius Grigore și Mario Durdun. De la ora 14, seniorii, conduși de pe margine de antrenorul Ionuț Mihu, au înregistrat prima victorie din această perioadă de pregătire contra echipei de Under 19 a Chindiei Târgoviște. Partida s-a disputat în baza de pregătire a dâmbovițenilor, mușcelenii reușind să se impună cu scorul de 3-2 prin reușitele lui Alexandru Florescu de 2 ori și Mihai Nițescu. Și de această dată, mușcelenii au controlat încă de la început partida, Nițescu reușind să ducă scorul la 3-0 încă din minutul 65. Pe finalul partidei, gazdele reușesc să înscrie de 2 ori. Testele grele pentru Aro Muscelul Câmpulung încep în această săptămână, primul dintre acestea fiind un joc în compania divizionarei secunde CSM Slatina. Până la reluarea campionatului, mușcelenii mai au programate alte 5 jocuri test, toate în compania unor formații de Liga a 3-a. CSO Petrolul Podcoava, Ciuca Șterlungeni, Vedița Colonești, SCM Râmnicu Vâlcea și Unirea Bascov. Mâine, județul Argeș, temperaturile vor varia între 4 și 13 grade Celsius. În partea de nord însă va fi ceva mai rece față de zilele precedente. Cerul va fi variabil. Așa cum spuneam, în nord vor fi temperaturi ceva mai scăzute, astfel că la Rucări și la Nucșoara, temperaturile maxime nu vor depăși 4 grade Celsius. La Mușătești vor fi 8 grade, iar la Vlădești cel mult 10 grade.
Și la Câmpul Lung va fi ceva mai răcoare, cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor fi 7 grade. În sud însă temperaturile rămân ridicate, acestea vor varia între 11 și 13 grade Celsius, iar la Pitești vor fi până la 13 grade. În Dâmbovița, temperaturile vor fi cuprinse între 6 și 13 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi variabil mai mult noros. În partea de nord, la Râul Alb, termometrele vor indica până la 6 grade. 7 grade vor fi înregistrate la Bărbulețu și la Malul cu Flori, 8 la Pietrari și 10 grade vor fi la Voinești. În sud, vremea se menține. Temperaturile vor varia între 10 și 13 grade Celsius. La Mătăsaru, termometrele vor indica până la 10 grade Celsius. 11 vor fi la Petrești, la Vișina și la Răscăieți vor fi înregistrate până la 12 grade Celsius, iar la Corbii Mari și la Șelaru, temperaturile cresc până la 13 grade. La Târgoviște vor fi maxime de până la 11 grade. La noapte se vor aduna norii, sunt anunțate câteva precipitații, iar temperaturile vor coborî până la 1 grad, poate chiar pragul înghețului 0 grade. Mâine la Câmpul Lung vom avea parte de cer variabil mai mult noros și temperaturi ce nu vor depăși 7 grade Celsius. Ziua de joi va fi una cu cer mai mult senin și vor fi până la 9 grade. Și ziua de vineri se anunță una frumoasă. Termometrele vor înregistra până la 9 grade Celsius. Atât pentru astăzi, mâine voi reveni cu noi date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Clar TV. Urmează emisiunea Credință Creștină. Vă doresc vizionare plăcută!